Voi, dimpotrivă, ziceți, dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale, oricu ce te-aș putea ajuta, este corban, adică dat lui Dumnezeu, face bine. Și nu mai lăsați să facă nimic pentru tatăl său și pentru mama sa? Și așa ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră și faceți multe alte lucruri de felul ăsta. Îl dăm lui Dumnezeu pe tătecu. Doamne, ai grijă de tată și de mama, nu? Ăștia nici la nursing home nu-i trimiteau. Îi dădeau pe mâna Domnului, nu? Să aibă grijă Domnul de ei. Să aibă grijă biserica de ei. Și Domnul îi mustră pentru atitudinea asta care o am. Mai departe găsim că cineva a umblat la computer și computerul nu mai funcționează dacă umblăm la el în timpul. Așa, thank you. Nu mai umblăm la el. Omul necredincios este încă în neascultare de Dumnezeu, spune Noul Testament, Efeseni 2, 1 și 2. Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Fiii neascultării. Așa sunt numiți oamenii care nu ascultă de Dumnezeu, care nu trăiesc într-o bună relație cu Dumnezeu. În al treilea rând, cei neascultători de Dumnezeu vor suferi mai devreme sau mai târziu pedeapsa aceasta a Lui. Efeseni 5 cu 6. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Altă, oamenii neascultători. Dumnezeu pedepsește pe cei neascultători. În Coloseni 3 cu 6 este un alt verset. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Apostolul Pavel reia porunca a cincea din Decalog, din cele 10 porunci. Apropo de asta, am o carte specială scrisă despre cele 10 porunci. Sunt foarte mulți credincioși de astăzi care cred că astea sunt pentru evrei numai așa, sau pentru sâmbătari. Nu sunt pentru noi. Ba da, sunt pentru noi. Niciuna nu e desfințată. Sunt extrem de importante cele 10 porunci. Apostolul Pavel reia în predicile sale, în scrierile sale, despre ascultarea de părinți, porunca numărul 5, care subliniază nu numai ascultarea, dar cinstea, onoarea care trebuie să o dăm părinților noștri. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, pentru că porunca asta se referă nu numai la copii, ci și la părinți, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i mustrarea și învățătura Domnului. Dar haideți să ne apropiem mai un pic mai mult de porunca aceasta a cincea. Cinstirea părinților, spun sociologic, este un antidot împotriva totalitarismului. Țin minte că am primit un text message de la cineva din România care a ascultat acest studiu biblic al meu, în care eu am spus că comuniștii, mai ales cei din Rusia, au încercat să desfințeze familia și să rupă legătura dintre părinți și copii. A fost o încercare a societății sovietice, comuniste din perioada aceea. Ei au văzut ce dezastru iese și au abandonat până la urmă. Cel puțin au avut atâta minte. Dar ăsta care m-a ascultat pe mine, probabil a fost un fost comunist de la hardliner sovietic, așa s-a supărat rău pe, că am zis eu rău de comuniști, așa. Dar asta au făcut-o, este o realitate istorică, nu poate nega nimeni. Toți dictatorii au vrut să rupă legătura aceasta între părinți și copii.
totalitarismul, spuneam, și ideologiile totalitare vor să rupă legătura asta dintre părinți și copii. De ce credeți dumneavoastră că societatea asta americană face un efort extraordinar de a despărți pe copiii de părinți? La școală n-au voie să le dea o aspirină la fata dumneatale dacă o doare capul, că trebuie să te întrebe. Dar dacă fata mea se duce și cere să fie trimisă să facă un avort, nu te mai întreabă. De ce credeți că se întâmplă lucrurile astea? De ce credeți că încă de la grădiniță în școlile americane, dacă fetița mea spune că ea vrea să fie băiețel, nu? Este îndrumată imediat la specialiști care transformă băieții în fete și fetele în băieți. Asta este una dintre cele mai absurde și inumane lucruri care se petrec sub ochii noștri în America. Această teorie transgender, treci dintr-un gen în altul, este una dintre marile absurdități ale societății în care noi trăim. Menirea, în ultima instanță, este să-i rupă pe copiii de părinți. Pentru că o societate totalitară vrea să-i controleze această nouă generație. Vrea să o controleze. Toate relațiile noastre cu lumea din jur, așa, toate relațiile noastre sunt formate în familie. Noi ne vom purta cu cei din jurul nostru așa cum ne-a învățat mama și tata să ne purtăm. Formarea noastră emoțională, așa, se petrece în familie. De aceea este un atac îngrozitor împotriva familiei de astăzi, tocmai pentru a-i rupe pe copiii de părinți. Haideți să vedem de ce totuși a dat Dumnezeu o asemenea poruncă, ca să-L onorezi pe tata și mama. De ce Dumnezeu a dat o asemenea poruncă? Nu erau lucruri mai importante de făcut? Ba da, erau. Dar asta este unul dintre cele mai importante. Este cărămida din care se construiește societatea umană. Dacă relațiile mele cu mama și tata nu sunt bune, eu nu o să știu să mă port cu vecinii, cu dascării, cu poliția, cu societatea în care eu trăiesc. Totul se învață de acasă. Pentru că respectul începe de acasă. Iată ce spun Proverbe 1:8. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale. Un fiu înțelept ascultă învățătura tatălui său, dar batjocoritorul n-ascultă mustrarea lui. În al doilea rând, relațiile cu părinții îți vor afecta toate celelalte relații din viață. Ascultați-mă, dacă nu vă înțelegeți cu nevasta, să știți că s-ar putea să nu vă fi înțeles cu mama și cu tata de acasă. Pentru că duci în noua familie relațiile care le-ai avut înainte. Este dovedit psihologic că relațiile noastre din familie sunt transmise noi generații care vine după noi. Cunoaștem pe cineva în Phoenix, o femeie care e divorțată și am aflat că maica s-a fost divorțată, are o fetiță care la 22 de ani este și ea divorțată. Okay? Și am zis, Doamne Dumnezeule, ce se întâmplă aici? Pentru că modelul de familie, asta e în mintea și în sufletul acelei femei, nu? Așa a învățat de la mama. Așa a învățat fiica de la mama. Relațiile noastre cu părinții ne vor afecta toate celelalte relații din viață. În Proverbe 23:19 spune așa, ascultă, fiule, și fii înțelept, îndreaptă-ți inima pe calea cea bună, cea dreaptă. 23:22, ascultă pe tatăl tău care te-a născut și nu ne socoti pe mama ta când a îmbătrânit. Apoi, porunca a cincea este și pentru părinți, nu numai pentru copii.
ar trebui să-i creștem pe copii și să-i învățăm să asculte. Mai ales în societatea de astăzi, e greu, nu, să-i faci să asculte. Se spune că cineva a fost la un magazin și ăla mic urla de suna tot magazinul. Știți cum sunt mamele? Noi ne-am obișnuit cu urletele, nu le mai auzim. Săracul urle, merge cu căruciorul mai departe. Și a venit un vânzător și a spus ceva la ureche la copilul ăla. Ăla a tăcut, domnule, dintr-o dată a tăcut. Maica s-a a devenit îngrijorată. Mă, ce o fi spus? Nu? S-a dus, l-a căutat. Ce i-a spus, domnule? Ce i-a spus? Și i-am spus că dacă mai urlă, îi rup urechile. În viața lui n-a auzit așa ceva, nu? I-a spus, dacă mai urle, să rup urechile. Wow! Un job greu de făcut, nu? Mai ales în societatea de astăzi. Unul dintre băieții mei care a avut o experiență foarte nenorocită în viață, s-a căsătorit cu cine n-am vrut noi, nu? Și nici nu trebuia să se căsătorească și pe urmă l-au părăsit și l-am lăsat cu un copil și l-am crescut noi, pe urmă, că asta se întâmplă, plătim toți. Știți ce mi-a zis într-o zi, zice, tate, de ce nu m-ai bătut să mă bagi în spital? I-a zis, mă, băiatule, așa aș fi vrut să te bat așa, dar nu puteam că tu mă băgai în pușcărie, tu chemai poliția și mă băgai la pușcărie. Și un pastor la pușcărie nu arată bine, deloc. Și te-am lăsat să mergi pe drumul pe care ți l-ai ales și e plătit cu vâr și îndesat. E greu să-i faci să asculte, e foarte greu, mai ales de la o anumită vârstă, nu? Dar este și datoria noastră a părinților să depunem un efort, măcar să-i spunem că rupem urechile, nu? Dacă nu le rupem. Tata avea niște principii foarte serioase, pe care am aplicat și eu cu copiii mei. Numărul 1 mi-a spus așa, întotdeauna ne-a spus, la mine nu este iertare pentru minciună, niciodată, când m-ai mințit, ai luat-o, și pentru lipsa de respect față de mama voastră. E, asta mi-a plăcut foarte mult și într-o zi am luat pe toți trei băieții ai mei și am spus, măi, ascultați aici la mine. Asta o fi mama voastră, dar în primul rând de soția mea. Să vă ferească Dumnezeu, să vă purtați rău cu soția mea, că vă bade, vă stric. Ori țin minte chestia asta și îmi spune soția și acum, zice, o vorbă rea nu mi-a spus niciodată. M-a văzut că serios în chestia asta. Nu? Nu trebuie să-i bat, trebuie să faci o promisiune solemnă, că poate te cred. Ia. Ce mi-a plăcut foarte mult, am aflat că cel puțin doi știu, din cei trei băieți, că au aplicat regula asta la ei acasă. Și le-au spus și ei copiilor lor, dacă nu respectați pe mama, e vai și amar de pielea voastră. Ei, este și jobul nostru să-i ajutăm să asculte, nu? Nu numai să așteptăm să ne onoreze și să ne asculte. În al patrulea rând, în copilărie, noi îi cinstim pe părinți prin ascultare și respect. În tinerețe îi cinstim pe părinți prin acceptare și aprecierea lor. Accepte așa cum sunt, ok? Pe la 11-12 ani descoperi, mă, tata nu-i cel mai puternic om din lume, nu-i cel mai deștept și nici cel mai bogat, nu? A, sunt alții mult mai grozavi decât tata. Ei, atunci are nevoie tata asta să-l respecti, nu? Să-i dai un telefon, să-i scrii o scrisoare, să-i spui ceva frumos, că are nevoie de respect. Și când sunt adulți, cinstește-ți părinții încurajându-i și ajutându-i. Dă un telefon, tată, te pot ajuta cu ceva. Nu? Eu am un nepot, pe ăsta care am crescut noi, ăsta al patrulea băiat al nostru. Are o calitate pe care n-am găsit-o la băieții mei. Nu mă refuză, indiferent ce-i dau de lucru.
Și un om, un copil care vrea să lucreze orice, nu îi pasă, orice lucrează. E la o școală teologică și nu contează, anul 2 studiază lucruri mari și importante, dar îi dau câte un telefon și spun, măi, Aiden, vin la mine că au crescut borenile în fața casei. Noi în Arizona, în loc de iarbă, cum vezi dumneavoastră, noi creștem pietre, pietre mărunte așa peste tot. Și ies borenile, domnule, când ploaie. Și dacă nu am grijă să le smulg, primesc o amendă de la asociație foarte rapid. Imediat mă găsesc băieții și mă amendează pentru buruienile alea. Deși mie îmi place tot ce e verde, domnule. Nu știu de ce ăștia în Arizona, unde lucrez numai bolovani, nu le plac buruienile, domnule. Sunt verzi și frumoase. Ei, îl sun pe nepotul meu și vine săracul și într-un ceas, două, îmi smurge toate buruienile. Și nu comentează absolut deloc. E nemaipomenit. Îmi place chestia asta. Mă cinstește în felul ăsta. Bineînțeles că îl cinstesc și eu imediat. Îl plătesc. Îi spun, mă, tu ești mexicanul meu, care face landscaping aici. Îl plătesc de vreo două, trei ori mai mult ca pe un mexican, dacă e nepotul meu. Dar părinții, mai ales la o anumită vârstă, au nevoie de ajutor, nu? Tată, poți să te ajut cu ceva? S-ar putea să aibă nevoie. Îl cinstești în felul ăsta. Este un lucru extraordinar. Neascultarea de părinți însă este cultivată în societatea în care noi trăim. De fapt, în lumea în care noi trăim, patru valori ale familiei noastre sunt ținta unor atacuri susținute din partea celui rău și a filozofiilor înhămate la agenda diavolului. Astăzi este atacată sanctitatea vieții umane. Se promovează avortul, eutanasia, viața umană nu are niciun fel de importanță. Avem o prietenă la Paris cu care femeie handicapată, necăjită, e o prietenă de-a noastră și vorbim foarte des cu ea la telefon. Ea este foarte admiratoare a Franței, a vechii Franței și așa mai departe, a filozofilor și artiștilor francezi. Dar Franța zilele astea a pus în Constituție că ai drept prin Constituție să-ți omori copilul în pântecul tău dacă nu-ți convine. Okay? Este prima țară din lume care a făcut chestia asta. Este îngrozitor, nu? Uciderea unei ființe umane este drept constituțional. Cine se dă... Are dreptul oare statul ăsta, indiferent cine ar fi el, francez sau american, să hotărască cine trăiește și cine moare? Maria, pentru că așa o cheamă, este o femeie handicapată. Săracă a avut zeci de operații și la ultima operație a venit un nene la dânsa să o lămurească că ar fi bine să ia o injecție din aia, să scape lumea asta de ea. Zicea Maria plângând, Petrica, în viața mea nu m-am simțit atât de călcată în picioare și umilită. Când mi-am dat seama că pentru oameni ăștia nu mai valorez nimic, sunt un zero, vor să scape de mine. A venit să mă lămurească, să mă sinucid. Viața nu are valoare în ochii societății în care noi trăim. Alain Delon, marele actor, idolul tuturor fetelor de pe vremea mea, are aproape 90 de ani, se roagă de toți doctorii să dea o injecție să moară și nu vor să-l omoare nimeni, că ăsta e idolul Franței, nu? Actor mare. Pe ăștia nu-l omoare nimeni. Săracul ar vrea să scape. E bătrân. Îl dau în tribunal, îl fură hoții toți, șmecherii din jur, că e foarte bogat, nu? Și nu vor să-l omoare, nu? Dar o necăjită de româncă, profesor universitar, că predă la o universitate din Paris, ok? A venit să-l omorească, să se iau injecție, să scape de ea.
Viața nu mai valorează nimic în fața societății de astăzi. În al doilea rând, consacrarea pe viață a legământului căsătoriei astăzi, a legământului căsătoriei, nu mai are nici o importanță. Divorț, concubinaj, distrugerea familiei sunt agendele numărul unu a societății în care noi trăim. Apoi, autoritatea și responsabilitățile familiei. Educarea copiilor nu mai este a noastră, este a statului. De fapt, ei și spun că copiii sunt ai statului, nu sunt ai noștri, nu? Sunt ai statului. Când a fost scandalul acela și lupta pentru copiii familiei Bodnariu, țin minte că în fața ambasadei Norvegiei am strigat din toate puterile mele, dacă vreți copii, dacă statul vrea copii să-și facă copii, okay? De ce vreți să facem noi copii și ni-i luați? Cine sunteți voi? Este atacat apoi moștenirea familiei, valorile noastre morale, religia noastră, credința noastră, obiceiurile noastre. Vorbeam cu Cornel pe drum de la aeroport. Noi pocăiții români, așa, nu? Noi am crezut că totul e lumesc și am aruncat peste bord tot. Nu mai avem tradiții, nu mai avem obiceiuri, nu mai avem, să zic așa, niște reguli mari care le-au avut părinții, nu știu, cândva, nu? Nu mai sunt. Am aruncat totul. De cele mai multe am îmbrățișat pe ale americanilor, care nu ni se potrivesc deloc. Dar haideți să mergem mai departe, că aici am putea sta zile în șir să vorbim. Atacul asupra familiei este, de fapt, atacul împotriva instituției pe care a făcut-o Dumnezeu înaintea statului și înaintea bisericii. Știți că înainte să existe vreun stat pe fața pământului, Dumnezeu a făcut familia? Știți că înaintea bisericii exista familia? Este prima instituție pe care Dumnezeu a făcut-o. De aceea, Satana, care este interesat de sufletele indivizilor, a oamenilor, care pot să fie mântuiți sau condamnați, nu? Vrea să distrugă această instituție divină, familia. Familia oferă protecție individului, este linia autorității divine, nu? Dumnezeu este capul lui Hristos, Hristos este capul bărbatului, bărbatul este capul soției și amândoi sunt responsabili de copiii pe care le-a dat Dumnezeu. Este o linie autorității lui Dumnezeu care vine creată de la bun început. Când s-a distrus această ordine divină, nu mai avem autoritate. Nu mai există autoritate. Familia este locul educației copilului în virtuțile morale. Locul în care se modelează caracterul acestui copil. Când am distrus acest climat, acest leagăn al civilizării unei noi ființe umane, am distrus o ființă umană, viitorul ei, viitorul societății, a lumii în care noi trăim. Familia este fortăreața care rezistă secularizării, a ingineriei sociale, rezistă fragmentării sociale, a societăților deschise despre care ne vorbește astăzi Biden și acoliții lui. Okay? Familia este cea care rezistă la toate atacurile astea. Când am ieșit afară din ea, suntem victime acestor dușmani. În al treilea rând, cele mai violente atacuri sunt concentrate asupra moralității sexuale a copiilor noștri în școli. Mulți dintre noi nici măcar nu depunem efort să vedem ce învață mă copiii ăștia la școală. Foarte mulți dintre familiile noastre de români suntem absolut inconștienți, nici măcar nu ne uităm să vedem despre ce e vorba, ce învață pe ăștia la școală. Eu am avut un tată extrem de aspru cu mine și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Venea de la lucru uneori noaptea târziu. Mă trezea,
că dormeam și trebuia să-i arat caietul cu tema de casă. Să mă ferească Domnul să fi fost ceva scris greșit, că la ora aia din noapte trebuia să scriu din nou. Aprindea lampa, punea pe masă și până când am scris bine, nu mă duceam la culcare. Asta a făcut cu mine fiecare zi. Țin minte că dascărul nostru, tata știa despre ce e vorba, dascărul nostru era tractorist de meserie. Tractorist, nu, niciun fel de școală. Și tata știa că ăsta nu știe carte, tractoristul, și atunci s-a apucat el să vegheze asupra mea. Dacă sunt ce sunt în viață, este că am avut un asemenea tată. Știți ce facea tractoristul cu noi? Aveam temă permanentă. Știți, copierea în caietul de teme a lecției din abecedar, din cartea de citire care era. Și trebuia să o copiem toată. Și am învățat să scriem frumos. Copiii noștri nici măcar să scrie nu mai știu. E adevărat sau nu e adevărat? Dacă scrieți ceva cursiv, nu mai înțelege ce scrie. Ăștia nu au făcut caligrafie. Noi am avut ore de caligrafie, măi fraților. Caligrafie. Am învățat stiluri caligrafice. Când ai venit cu penița în jos, a deschis, a fost mai mare, subțire. Am făcut caligrafie, domnule. Ăștia săracii scriu numai litere de tipar și bat la taste ceva. Ei, într-o zi, când am scris tema asta de casă, am uitat o frază din textul ăla. Și nu s-a prins tractoristul, domnule. Nu s-a prins. Le-am spus la ceilalți colegi și au început să uite și ei câte una, două, trei fraze. Și într-o zi s-a prins tractoristul că lecțiile noastre nu aveau numai prima și ultima propoziție. Atunci ne-au bătut de la 1 la 21, că atâția eram în clasă, ne-a bătut pe toți. Aveam o bâtă de stejar cu noduri, cu care umbla și în foc. Așa. Stăteam la coadă și fiecare căpătam două din alea la fund, că nu ne mai puteam pune pe bancă vreo jumate de oră, atât de fierbinte era banca aceea pe care stăteam. Asta a fost educația la care noi am asistat pe vremea aceea. Nu ne-a învățat nimeni educație sexuală. Nu ne-a pus... Știți ce am auzit pe cineva recent? Și din România, domnule, din România. Zice, copilul meu de la grădiniță, băieții a trebuit să deseneze organele feminine și fetele pe alea masculine să le deseneze pentru profesoară. Păi nu-ți vine să-ți cumperi o pușcă și să mergi la școală, la vânătoare, pe mistreții ăștia? E îngrozitor ce se întâmplă. Atacul este îndreptat în ultima instanță împotriva familiei. Împotriva familiei, pentru că un copil mutilat de la vârsta mică, de la primii ani, în acest domeniu, va fi incapabil să-și rezolve problemele și să fie un tată bun și să formeze o familie sănătoasă. Orice atac organizat împotriva moralității sexuale este de fapt un atac, un asalt asupra familiei, asupra viitorului familiei. Imoralitatea sexuală promovată astăzi este o încercare de a rupe legătura dintre soț și soție, în ultimă instanță, dintre părinți și copii, ori de a preveni familia de a se forma, ea otrăvește relațiile dintre cei necăsătoriți, încurajează promiscuitatea, pornografia, comportamentul homosexual sau neîncrederea între sexe. Sunt foarte multe lucruri și grave de spus în domeniul ăsta, dar nu vreau să vă îngrozesc prea tare. Dar
Haideți să vorbim puțin despre aceste instrumente ale neascultării. Și am să vă atrag atenția asupra unui verset din Ieremia 9:21. Pentru mine versetul ăsta a fost unul dintre marile șocuri ale mele, pentru că Ieremia spunea cu 700 și ceva de ani înainte de Hristos căci moartea s-a suit pe ferestrele noastre, a pătruns în casele noastre împărătești, a nimicit copiii pe uliță și pe tineri în piețe. Știți cum a numit Bill Gates primul sistem de operare a computerelor? Windows. Dumneavoastră credeți că totul este o întâmplare? Nu, eu nu cred asta. Nici măcar nu cred că Apple, mărul ăla mușcat de pe computerele noastre, e pus la întâmplare. Așa s-a nimerit, domnule. O găsit asta, așa, un icon drăguț, nu, măr mușcat. Ha, wow! Asta să fie oare? Nu, în spatele acestor lucruri care au o influență și o pătrundere în mase, în mintea și ideologia popoarelor, aici sunt gânduri malefice, drăcești, care inspiră aceste lucruri. Vreți să vorbim puțin despre dădaca asta electronică, pe mâna căruia dăm noi de toți copiii noștri? Pentru că, în ultima instanță, filozofia de viața Sodomei pătrunde în casele noastre, pe fereastra asta, pe ferestrele astea, pătrunde în casele noastre, care se cheamă Windows, de la dădaca electronică. Televizorul, telefonul, laptopul, iPad-ul, eu știu, ce o să mai fie în control, nu se mai știe. Dar o să fie întotdeauna ceva. Am venit într-o zi acasă și așa s-a nimerit să cumpărăm o casă care e mai mare decât a noastră și la etaj îi mai văd pe vecinii mei seara când au becurile aprinse. Și am văzut ceva ce n-am mai văzut niciodată până acum. Un băiat care avea un fel de cască pe cap făcea tot felul de mișcări. Umbla. Mi-am dat seama că ăsta avea niște aparate pe cap, era într-o lume virtuală, nu? Să lupta cu cine știe ce monștri sau you never know ce mai vedea ăsta acolo. Dar mi-am dat seama că asist la un alt mediu, la o altă fereastră de care eu habar n-am încă. Probabil că mâine pe mine o să vină nepoții să spună bunu, că așa îmi spun bunu, vrei să fii bun să-mi cumperi și mie o treabă din asta și bunul să fie bun, nu? Pe nepoței, drăguții de ei, le cumpără moșul, sigur. Le mai luăm o fereastră să mă intre dracu și satana în mintea lor și pe calea aia. Programele pentru copiii de astăzi, dădaca asta electronică, dăm prea timpurii telecomanda copilului nostru, care rămâne nesupravegheat de cele mai multe ori, îl crește televizorul, că noi avem, mergem la rugăciune, nu? Noi mergem la biserică, o, sărace de noi. Programele pentru copii de astăzi expun deja agenda homosexualilor. Habar n-avem la ce se uită ei. Nici măcar nu înțelegem atâta engleză, nu? Ăștia sunt experți în domeniu. Un copil de astăzi petrece în fața televizorului mult mai mult timp decât cu părinții lui, decât cu mama și cu tata. Cel care îl crește, e televizorul. Ce să le mai spun, că astăzi le cumpărăm telefoane. Eroii filmelor la care se uită băieții și fetele noastre sunt niște revoltați, niște neascultători de părinți, niște rebeli, infractori, perverși, adulteri, tot ce vreți pe lumea asta, ăștia sunt eroile la care se uită copiii noștri. Limbajul este atât de îngrozitor, atât de indecent.
Ieri l-am ascultat pe un actor admirabil român care își spunea oful acum la bătrânețe, zice, domnule, când mă uit la tinerii actori de astăzi, zice, dacă nu înjură la fiecare vorbă, dacă nu pomenesc vreun organ sexual masculin sau feminin, zice, ăștia n-au succes. Într-o zi am fost foarte transparent într-o biserică și nu mi-am dat seama că am de face cu niște frați foarte pocăiți, foarte pocăiți. Le-am zis, mă, oameni buni, astăzi mai bine te uiți la un film turcesc, făcut de turci, că ea nu înjură, ok? Decât să te uiți la un film făcut de Hollywood. M-au acuzat că îi pun pe frați să se uite la filme, chestii. Fariseismul de astăzi îmbracă niște forme absolut grețoase, grețoase de tot. Erau foarte, foarte umiliți și umili acești frați, nu? Toată viața mi-aș fi dorit să-mi duc și umilința într-un Maybach din ăla în care se umblă ei cu ea la biserică. Nici n-am știut ce e Maybach până mi-au arătat cineva ce este. Mă supăra faptul că a comentat la predicile mele unul care avea două SUV, Lamborghini, frate. Lamborghini. Okay? Și venea cu amândouă la biserică. Și el și nevastă să se vadă, frații, că au două, altfel nu văd deloc. Nu? Și spuneam că ăsta și-aș fi cumpărat și barcă, dar nu pot să vină la biserică cu el să vadă, frații, așa că nu și-a cumpărat. Ia. Yeah. Oh, Doamne Iisuse! Știți că copiii noștri au de cele mai multe ori acces nelimitat la internet? Știți cine le-a cumpărat asta? Noi. Știți cine plătește în fiecare lună? Noi. Noi le-am cumpărat telefonul ăla deștept. Noi. Okay. Într-o zi m-am enervat așa de tare. Eu aveam iPhone 7 și nepotul meu avea iPhone 14. Și are 16 ani, nu? Mie nu-mi cumpăra taică-să o telefon de asta, dar lui a cumpărat, nu? Le cumpărăm prea devreme computere, laptops, iPads, telefoane deștepte și nu îi controlăm deloc, îi controlăm. Viața a fost foarte simplă până au apărut aparatele astea, foarte simplă. Am avut un computer acasă și într-o zi soția mea mi-a spus că băieții au stat cam mult la computer, au studiat ceva la computer mult. M-am dus direct la un magazin de electronice și mi-am cumpărat un program care se chema Quiet Eye, ochiul tăcut. L-am instalat în computerul meu ca să nu se prindă nimeni, că avea un program special, intra direct în Windows, în roots. Acolo intra programul ăsta. Și nu știai că ai programul ăla. Aveam numai un cod care îl puneam ca să intru în programul respectiv. Și asta făcea două lucruri simple. Făcea câte o poză de pe ecran, tot la 20 de secunde sau 30 de secunde, cum îl instruiam eu, și orice bătaie de tastă era înregistrat într-un file, la data și ora exactă. Așa am aflat toate password-urile copiilor, băieților. Așa am început să corespondesc cu toate doamnele, domnișoarele sau ce erau cu care corespundau ăștia. Unii nici astăzi nu știu cum de ori lăsat și ori abandonat așa repede. Le-am dejucat toate afacerile necinstite și într-o zi, când mi-a spus nevastă mea că au stat foarte mult pe computer, am chemat o imagine din aia cumplită și am zis, chemați-o repede pe maică-ta să-i arătăm la ce vă uitați voi când eu nu sunt acasă.
Băieții erau șmecheri, ștergeau tot, istorii, tot, unde ori umblat, toate urmele le ștergeau, nu știau de programul meu. Când au văzut poza aia teribilă pe ecran și am spus să o chem pe maică, s-au căzut în genunchi. În fața mea și a început să plângă și să ceară iertare, să nu chem pe maică să vadă la ce se uită ei când eu nu sunt acasă. Din clipa aia a fost o groază teribilă, erau convinși că sunt așa un expert în computere, că ăștia, indiferent ce fac, eu știu tot. Probabil s-au fi uitat la computerele altora, nu știu, că nu pot să garantez, dar la meu nu s-au mai uitat, că din momentul ăla știau că-i prind. Faceți ceva, vă rog, nu le dați acces nelimitat, nu îi lăsați să meargă în dormitorul lor cu telefonul. Scoateți computerul afară, scoateți televizorul afară din dormitorul lui. Nu lăsați liber, verificați. Le cumpărăm foarte devreme aparatele astea de care ziceam, foarte devreme. Secretizăm și rămâne secretă o parte a vieții copilului nostru, acel privacy. Doamne Iisuse, ce privacy mai aveam noi în copilăria noastră? Aveam un dormitor comun toți, cu părinți cu tot, cu pisică cu tot. Toată lumea eram în aceeași cameră, nu? Ce televizor, aoleu! Nu știm pe unde navighează băieții și fetele noastre și lucrul ăsta este extrem de periculos. Atenție la media socială. Media socială este absolut devastatoare pentru copiii noștri. Mulți dintre noi nici măcar nu știm ce e Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok. Acum, slavă Domnului că americanii vor să-l scoată în afară legii, nu? Mare lucru. Că au ei nenorocirile lor, americane, care fac exact același lucru ca și chinezii, nu? Dar acum se tem de chinezi. Mă tem eu că de ce ne teme nu scăpăm. Probleme majore create de media socială, nu? Ce pun băieții și fetele noastre pe internet? Ar fi îngrozit să aflăm, nu? Jocurile electronice nu sunt așa nevinovate cum crede, sunt adictive, violente, decadente, morală. Comunicațiile copiilor dumneavoastră, cu cine vorbesc, știm asta? Ați auzit vreodată de sexting? Poze, link-uri care se transmit de la unul la altul. Este acest Snapchat care, acum nu mai știu dacă funcționează, dacă mai este la modă sau nu, dar era atât de teribil când copiii mei, nepoții mei erau mici, pentru că o poză din aia care ai trimis-o a dispărut în câteva secunde. Deci nu mai rămânea urme. Și atunci era o murdărie teribilă care circula de la un copil la altul. Să știți că prin instrumentele astea se face prozelitismul ateist, antisocial, homosexual în rândurile copiilor noștri. Dar nu numai, dar este influența străzii, influența prietenilor, acea gangsta generation, nu? Presiunea colegilor. Cuvântul lui Dumnezeu spune, nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Știți ce muzică ascultă copiii noștri? Mulți dintre noi nu știm absolut deloc. Cineva a zis, lăsați mie pe mână cei care compun muzica și nu-mi pasă de ei care compun legile. Pentru că prin muzică, în mintea multor copii intră doctrinele și murdăriile acestei lumi. Cunoașteți prietenii copiilor dumneavoastră? Știți cum se îmbracă? Așa se va îmbrăca și băiatul și fata dumneavoastră. Muzica pe care o ascultă, aveți grijă de ea. Moda pe care o urmează copiii noștri. Acum nu mă mai mir de copii, că
până și în bisericile noastre, oameni serioși, zic eu. Dom'le, când îți cumperi o pereche de pantofi, până și o pereche de pantofi banală cu mâini, dom'le, uite-te cine este nenorocitul ăla care face pantofi cu talpă roșie, ok? Este unul dintre cei mai decadenți homosexuali care există, creator de modă, ok? La noi vin frații la învon cu ele. Oh, my Lord! Nu? Am fost la o nuntă și soția a venit foarte necășită. De ce? Care e treaba? Păi a stat lângă o soră la nuntă, care a arătat poșeta ei de 10.000 de dolari. Soția mea, dacă își cumpără o poșetă cu 100 de dolari, îi se pare o risipă mare de bani, nu? Dar sora asta mi-a mai spus că asta e numai una dintre ele care trei, nu? Trei are, diferite culori, la diferite rochii, diferite, nu? Păi cum să nu fii umilit și să vii călcat în picioare de acolo? Dar bine, soră, banii ăia, 10.000 de dolari, s-ar putea să-i fi dat unui homosexual din ăla atât de împuțit și mizerabil, care strică mințile la milioane de oameni, ok? Pe ăla îl finanțezi tu? Pe ăsta îl finanțezi tu? Eu cred că ar trebui să avem mare grijă ce cumpărăm și de la cine cumpărăm. Că în ultima instanță îi încurajăm pe aia, le susținem business-ul, nu? Nu mai spun că sunt amărât când vorbesc despre chestiile astea, pentru că le văd în bisericile noastre. Le văd între noi tot timpul. Nu? Și să mai spun, să le dau unul cu un ceas așa și să te așa la învon să-l vadă frații. Nu? 45.000. Și i-am zis, dar ce face? Face cafea dimineața. Ce nu? Măcar atâta, să facă cafea dimineața, domnule, nu? Că dacă face exact același lucru ca și telefonul meu, nu? Spune cât e ora, eu nici mai am ceas, că am telefon. Nu? Am început să o luăm razna. Și fără să ne dăm seama, finanțăm asemenea companii care investesc în depravare, în decăderea și corupția care este în jurul nostru, care investesc în distrugerea proprii noștri copii. Cred că mă opresc aici, am vărsat prea multe peste dumneavoastră și nu mai vreau să zic mai multe, să facem pauză, nu? Și totuși, în legătură cu ce am zis aici, aveți vreo întrebare și eu știu. Da, știi cum? În regulă eu asta o spun întotdeauna. Dumneavoastră întrebați ce vreți și eu răspund ce vreau. Dacă are cineva vreo întrebare în legătură cu subiectul ăsta. Nu trăim vremuri ușoare. Și ar trebui să ne deschidem ochii la timp, pentru că victimele sunt nu numai copiii noștri, dar o să fim noi. O să suferim noi când o să-i vedem pe ce căi se duc. Prieten de o viață cu mine avea doi copii, un băiat și o fată. Și într-o zi cântau frumos în biserică, eram bucuros de relațiile care le-am absolut, într-o zi mi-au povestit că ficiorul lor se mută la New York. S-a mutat la New York. Și după câțiva ani de trai la New York, a venit la nunta lui soră-sa. Și a creat una dintre cele mai serioase șocuri comunității românești pentecostale din America. A venit în sala aia nunții, pe mijloc, la braț cu, nu știu, nevasta sau bărbatul, nu știu, care era un alt bărbat, nu? Nu, cred că era nevasta, că era cu fustă. Un bărbat cu fustă, cu tocuri, păros pe picioare, și cu barbă, nu? Cu fustă, bineînțeles, ea. N-avea batică, nu era pentecostal, slavă Domnului. Dar au defilat așa, prin centrul bisericii, în văzul tuturor, să ne sfideze, domnule, să arate ce liberi sunt ei.
în manifestarea noului stil de viață pe care el a descoperit la New York. După o viață crescută într-o familie de pastor pentecostal român. Vremurile care le trăim noi nu sunt deloc roze.